În prezent, 28 de drumuri naționale și autostrăzi sunt închise de autorități sau au circulația restricționată. La nivel național au mai fost închise de către autorități 57 de drumuri județene. Autoritățile precizează că în teren au fost mobilizate peste 2500 de mijloace și utilaje, iar aproximativ 8000 de angajați ai structurilor cu atribuții în gestiunea situațiilor de urgență continuă să acționeze pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteorologice periculoase chiar și la această oră. De asemenea, până acum, autoritățile au anunțat că școlile vor fi închise luni în 26 de județe. 3 județe din țară se află sub avertizare de cod roșu, iar alte 24 rămân în continuare sub avertizare de cod portocaliu, respectiv cod galben de nisoare, până la ora 21.